Am început cu desen prima dată și apoi am avut o bursă Erasmus, am fost în Belgia, unde am văzut și că e mai deschis, cumva, cum mergi mai spre vest, sunt mai deschis oamenii și pentru benzi desenate și pentru animație. Și după ce am terminat facultate, nu eram hotărât dacă să fac animație sau benzi desenate mai mult, dar am făcut un workshop la Animation Workshop și cumva asta mi-a dat de înțeles că asta vreau să fac mai departe. Plus că urmăream și animații și plăceau desene animate de când eram mic. Aflasem că este un master de animație în București și vreau să aplic acolo și trebuia să pregătesc un proiect de animație și nu știam exact ce să fac. Și se întâmpla să fie vară, să n-am chef de lucru și să fie țânțari și cumva așa s-a născut ideea. Am zis totuși să folosesc ceva ce am în jur și cumva mi-am dat așa un fel de spor să lucrez. Mie îmi plăceau foarte mult animațiile stil UPA din anii 60 din America, unde deja se făcea cumva, animația era mai mult spre artă modernă, adică nu se mai anima totul super realist, erau animațiile mai, trebuia să poți să spui idei cât mai simplu. Și apoi mai eram inspirat și din animațiile pe care le-am urmărit de la începutul anilor 90 pe Cartoon Network. Și cam de acolo am fost inspirat. Așteptam mai mult să particip la cât mai multe festivaluri, să cunosc cât mai multă lume și cumva Animestul a fost aici dintotdeauna. Am fost și la Animation Workshop de foarte multe ori și era normal să particip, să aplic aici. Sunt păreri și păreri, unul că e foarte subiectiv, unora le-a plăcut, altora e prea ideea prea simplă sau prea into your face. Dar asta îmi place să fac și, nu știu, văd, deja lucram prea mult la el și vreau să trec mai departe ca să mă pot apuca de alte proiecte.